Bine v-am regăsit la un nou material. De dimineață am dus spanacul la piață. Ieri am recoltat 140 de kilograme. Am mai fost dusă data trecută încă 80, deci în total 220. Mai avem, eu zic, aproximativ 80-100 de kilograme de cules. Am primit 3,50 lei pe kilogram. Se pare că în momentul de față este foarte mult spanac pe piață și prețul e destul de jos. În anii trecuți, pe vremea asta, se plătea mai bine. Așa la noi, când este multă marfă, prețul cade. Când nu este, se aduce de afară. Sau chiar dacă este marfă, se aduce și de afară și prețul e destul de mic. Să putea și mai bine. Dar ce să facem? Într-o zi e bună, într-una e rea. Asta este, dăm înainte. Sunt aici într-un solar unde urmează să... Deci pregătim ca să aducem răsadurile, să le repicăm aici. Vreau să vă arăt cum am pregătit solarul pentru repicare. Probabil că undeva peste două, trei săptămâni vom repica aici. Dar am zis că să-l pregătim, să fie pregătit ca să nu mai avem gânduri. După care o să continuăm cu montajul la solarul care am avut probleme. Suntem într-un solar de 320 de metri pătrați. Avem aici două paturi. În partea dincolo mai avem încă două. Aici o să aducem răsadurile să le repicăm. Sunt formate din scânduri, din plăci OSB, pardon. Avem o înălțime de 30 de centimetri. O să le acoperim cu 3 straturi de agril. Avem aici o manivelă. Deci aici, să vadă bine, pe manivela asta sunt 3 straturi de agril cu care o să le acoperim. Avem și acolo, avem și o aerotermă în caz că va fi nevoie, chiar două. Acum o să vedem în momentul când le repicăm cât de rece va fi. Ce mai avem aici? Avem niște aspersoare care o să le utilizăm în momentul când o linie de aspersoare o să le utilizăm în momentul când vor fi puțin mai mari. Să le udăm. În partea de sus vor veni flori, tot așa câte două rânduri pe fiecare linie de picurători aici. Un rând într-o parte, unul într-alta. Deci, după cum vă spuneam, lucrăm la paturile astea să le terminăm. Urmează să sterilizăm și aici. Vom proceda la fel ca și în celălalt solar. Când am terminat de montat paturile, vom steriliza cu Airone, produsul pe bază de cupru. Și aerian vom merge cu insecticid, cu Vertimec și Karate. Solarul este cu folie simplă, deci nu avem folie dublă la ea. Am dublat noi cu o folie aici termică, tavanul și pereții. În felul ăsta
avem un spațiu mult mai mic de încălzit, dacă va fi cazul, și bineînțeles temperatura se păstrează mult mai bine peste noapte. Folia termică e nouă și destul de iluminat. Razele soarele pătrund lumina. Hello, Joe. Joe a dat drumul la focuri, e aproape ora 5. Avem soare astăzi, a fost frumos. Nu a fost cald, dar ce în sensul... Nu a fost foarte cald, dar soarele înăuntru aici am lucrat ca lumea, deci nu a fost frig deloc. Deci chiar dacă nu e foarte cald afară, în interior, fiind soare, se încălzește destul de bine. Chiar trebuie să deschidem ușile ca să mai aerisim, ca să fac 30 de grade foarte repede. Aici, stai jos să le arătăm, avem profilele astea de aluminiu care o să le punem pe solarul cu probleme, ca să-l chemăm așa. Avem aceste profile, o să vă arătăm cum se montează. Mai sunt niște plasticuri aici care vin în interior, în interiorul profilelor. Deci vin aici în interiorul profilelor plasticurile și mai vine încă o siguranță, dar o să vă arătăm atunci când le punem. Deci prima dată vom steriliza solul, tocurile. După care o să aducem și agrotestilul, vine un strat de agrotestil, o să sterilizăm și acela. O să terminăm de prins și folia asta microporoasă, pânza asta microporoasă cu care o să le învelim. Ce mai avem de făcut pe aici? Și să terminăm și irigațiile la celelalte rigole. Partea de sus la flori este gata, sterilizare, curățenie și asta e gata. Ne-am pus să facem o mică pauză cu Joe aici, după care o să mai lucrăm probabil încă o oră pe ziua de astăzi. Noi o să revenim cu noi materiale, vă salutăm de aici, de la ferma de legume Cristorel, și să auzim numai de bine, să aveți plante frumoase, sănătoase și sperăm în producții maxime, nu? Da, da. Vă salutăm numai bine.